Dragii mei studenți și împreună studenți la școala prietenii cu Dumnezeu, astăzi prin hară Domnului vom învăța un lucru care tulbură multe inimi și multe vieți. Și anume, care este rolul și locul și rostul tainei în prietenia cu Dumnezeu. Dacă suntem prieteni, înseamnă că. Nu avem taine. Și dacă suntem familie, nu avem taine. Și dacă suntem la biserică, nu avem taine. Sunt lucruri asupra cărora, prin harul bunului Dumnezeu, vom reflecta nu după mintea și înțelepciunea noastră, ci după, după Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată, pentru astăzi. Învață-ne din Cuvântul Tău, prin Duhul Tău Sfânt, despre taina lui Dumnezeu în viața noastră. Învață-ne să trăim cu această taină și să ne bucurăm de ea. Prin numele Domnului Isus, amin. Există un pasaj în cartea lui Iov, atât de bine cunoscut nouă tuturor, în care el se plânge tocmai de acest lucru. Spune: Nu mă chinuie boala sau suferința mea, ci mă chinuie misterul. Taina aceasta. În capitolul 23, versetul. Începând de la versetul 13. Deci știu că sunt în fața un, unor hotărâri luate de Dumnezeu. Cine se poate împotrivi la așa ceva? Spune el, nu întunericul durerii mele mă, mă nimicește, nu boala care era de, de nedescris. Ci mă frământă faptul că nu pricep taina aceasta. Cum, adică, Dumnezeu, de ce Dumnezeu nu intervine într-o anume situație, de ce intervine în alta? Aici, aici nu înțeleg, e, e un mister chinuitor pentru mine. Și atunci, prietenul lui Țofar din, din Nama intervine în discuție și probabil că a clătinat din cap Ah, eu 11 cu 5, ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească. Deși ar deschide buzele să-ți răspundă ție care ai pretenție la tainele lui Dumnezeu. Și scrie în versetul 6 mai departe, și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci Că nu-ți răsplătește după fără de legea ta, nu că e nedrept în ce se întâmplă și nu pedepsește pe cei răi, și te pedepsește pe tine care ești bun. Dacă ar vrea Dumnezeu să vorbească și a înțelege lucrurile cum le înțelege El, poți să spui tu, îl întreabă țofar, uh, uh, poți să spui tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? Cine ești frate? Cine te crezi? că poți ajunge la cunoștința desăvârșită, auzi, avem tot adevărul, la cunoștința desăvârșită a celui Puternic, este aroganța aceasta în tine? Te chinuie această mândrie a spiritului? Cum că tu poți să, să, cuprinzi înțelepciunea cea nemărginită a lui Dumnezeu? Înțelepciunea lui Dumnezeu, spuneți-o cât cerurile de înaltă. Ce poți face, frate? Mai adâncă decât locuința morților. Ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. În fața uh, cuvintelor dureroase și îndurerate ale lui Iov cu privire la limitarea aceasta, de ce nu, nu înțeleg taina, de ce se întâmplă așa ceva, de ce acum, de ce uh, aceasta era dilema lui Ezechia, el nu a zis să nu moară, dar de ce acum, adică în cei mai bune ani ai mei, nu înțeleg treaba aceasta. Și Domnul uh, nu explică de ce trebuie în cei mai bune ani ai lui, dar apelează la încrederea lui. Nu, el nu are încredere în Dumnezeu. Din moment ce sunt cei mai bune, nu cred că este momentul să plec. Sunt oameni care ar vrea să moară, dar tocmai în cei mai bune. Apelul lui Țofar este adresat, de fapt, inimilor noastre. Prietenia cu Dumnezeu nu exclude ideea de taină, de mister, de neînțeles. De înțeles doar cât se poate înțelege din fiecare lucru. Nu exclude lucrul acesta. S-au întâmplat foarte multe deranjuri de relație, fie în familie, fie în prietenie, pe baza faptului că, la un moment dat, prietenul sau familia nu a fost total deschisă față de cineva și a fost o parte care a fost deocamdată și pe moment acoperită. În relația cu Dumnezeu, mult mai grav. Îndată ce omul s-a lovit de faptul că Dumnezeu nu i-a descoperit o anume taină, el a atașat pe loc în răutatea lui, a atașat pe loc Dumnezeu nu vrea să-mi spună. El știe despre ce este vorba, dar nu vrea să-mi spună. Dumnezeu ascunde ceva de mine. Acesta a fost lucrul cu care a prăbușit el omul. Șarpele mă refer. Cu aceasta a prăbușit omul. Ia a creat ideea că e un mister anume la Dumnezeu, el are ceva, are o taină pe care o ascunde, de care nu, nu vrea să spună. Și că a spus ceea ce a spus, tocmai ca să acopere ceea ce nu vroia să spună. Iubiții mei, încrederea noastră în Dumnezeu nu este bazată pe descoperirea tuturor tainelor, înțelesul tuturor lucrurilor, înțelegerea desăvârșită, tot adevărul. Noi nu ne bazăm pe acest lucru în relația noastră cu Dumnezeu, noi ne bazăm pe El. Taina este la El și așa cum. Mărturiseam, într-o ocazie m-a întrebat cineva în ce fel de Dumnezeu crezic, acela în care, pe care l-a prezentat Isus Mântuitorul în fața noastră. Nimeni nu l-a văzut pe el, dar uh, cel ce ni l-a prezentat Isus, el l-a văzut. În acest Dumnezeu cred. Și înțeleg uh, ce pot să înțeleg ca ființă umană, uh, văd ce pot să văd cu înțelegerea de acum și așa mai departe. Limite vreau să spun trebuie să urmărim care este izvorul acestei pretenții a noastră de a ști toate tainele, de a înțelege toate lucrurile de unde vin, nu cumva noi ne închinăm la ceva, nu la cineva. Generația noastră este greu, grav lovită, într-adevăr. Este, de fapt, un eco al Revoluției franceze, dar e prea, prea de curând Revoluția franceză. Este un eco al ființei umane dintotdeauna. El vrea să priceapă. El vrea să înțeleagă, el vrea să urmeze pe Dumnezeu doar acolo unde este stăpân pe lucruri și pe situație. Este această, această infernală dorință de control. Veți fi ca Dumnezeu, veți fi în control. Voi veți decide ce e bine, ce e rău. Voi sunteți aceia care pe baza minții voastre primiți sau respins de mintea voastră veți decide între lucruri pe pământ. În realitate, omul se închină la propriul său chip. Încrederea în Dumnezeu presupune taină. Credința presupune taină. Asta este. Și nu puține sunt formele în care sufletul nostru este foarte greu încercat. Dar vă mărturisesc din experiență personală. După o lungă călătorie în viață, și mai este și mai lungă de acum încolo. După această călătorie am tras concluzia că este mult mai înțelept să te supui lui Dumnezeu și să-L iubești în taina aceasta, tocmai pentru că e taină. Petru a spus, nu, eu, eu depinde de gândirea mea de rațiunea mea și așa era. Dacă mie nu mi se pare un lucru bun, nu e bun. Chiar dacă zice Dumnezeu că e bun, da, nu e bun. Uite, în noaptea asta, uite, no, nu există așa ceva. Mintea mea nu, nu concepe, nu mă cunoști. Eu mă cunosc pe mine, eu trag concluzii despre mine. Vine Isus și dorește să-i spele picioarele. Niciodată este irațional, așa ceva nu se întâmplă. Fugi, domne, cu prostie asta, cu spălatul picioare. Tu mie să-mi spune, Petru, niciodată nu o să faci lucrul ăsta. Vedeți, Dumnezeu iubește oamenii care sunt autentici. Petru era un om autentic. Nu era bun de era, autentic. Nu era credincios. Era unul care se întemeia și se rezema pe gândirea lui, pe cum vedea el lucrurile. Dar Dumnezeu ne iubește cu aceasta, cu, cu supărarea, cu suferința asta, cu tot. El ne iubește așa cum iubim noi un copil. Și atunci Isus apelează la el și spune, uite, credința trece dincolo de această înțelegere a dumneavoastră, domnule Petru. Știu că nu înțelegeți ce fac eu acum, dar vă promit pe cuvânt de onoare al lui Dumnezeu că veți înțelege într-o zi. Și în ziua în care veți înțelege, vă ar pare rău dacă nu v-ați supus, pentru că dacă nu te spăl eu, nu o să ai parte cu mine, trebuie să înțelegi lucrul acesta. Tu trebuie să ai încredere în mine, nu în ce înțelegi și în ce nu înțelegi, ci în mine. Înțelegerea ta este obiectul atenției lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să trăiești o credință absurdă. Așa. Dumnezeu știe, dar sunt limite, dragul meu. Sunt limite, îi spunea Sofar lui Iov. Înțelege treaba aceasta, că nu se poate trece peste așa ceva. Și sunt rațiuni dumnezeiești care nu au nicio legătură cu rațiunea omenească. Și mergem în Genesa, în capitolul 37, versetul 35, în care Iacov spune fățarnicilor lui copii, învățaseră probabil de la el când se prefăcea către fratele lui sau și au luat și ei, au avut în sânge gen aceasta și au deschis-o, au activat-o. El simțea și trăia acum amărăciunea acestei prefăcătorii cumplite, Iacov vreau să spun, în raport cu copiii lui care știau de soarta lui Iosif, dar nu îi spuneau. Toți fiii și fiicele lui, suntem în Genesa 37-35, toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu vroia să primească nicio mângâire, avea un, un, un simțământ. Nu, no, 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 e ceva, ceva în din Danemarca, e ceva care, e și cum zic America, miroasă rău aici, nu se poate. Uh, I-au venit să-l mângâie dumnealor. Nu se spună adevărul. Continuau să-l mintă și trebuia neapărat să aibă o acoperitoare pentru minciuna lor. Iacov le spune așa. Plângând, mă voi coborâ la fiul meu în locuința mea. Și a plâns 15-17 ani mai mult a plâns în fiecare zi. Plângând mă voi coborâ, a avut o viață de jale. Și acum te întreb, de ce Dumnezeu ține taină și nu-i spune acestui om, măi, Iacov, prietenul meu, fratele meu, nu face, nu te lua după ei, uite, te, cum i-a spus lui Pavel. Lui Pavel i-a spus pe bord, când îl duceau să-l judece Nero să-l execute, nu te duc ei, te duc eu acolo ca să vestești Evanghelia la Roma, din Pavel știa, lui nu-i spune. De ce așa? De ce așa? Pe acestea sunt rațiuni dumnezești care sunt deasupra rațiunilor noastre omenești. Ce-ar fi făcut Iacov dacă ar fi știut din rovedenie de la Dumnezeu că fiul lui este în țara vecină și imediat ar fi mers acolo. Nu. Faptul că s-a sfârșit bine, nemai pomeni, spectaculos de bine, s-a sfârșit istoria lui Iosif, ne îndreptățește pe noi să spunem că Dumnezeu a știut ce face când nu i-a spus, când a ținut taina aceasta, când nu i-a dat o explicație despre lucrul acesta. Sunt limite noi noi și pe acestea le are în vedere Dumnezeu. Acest așa numit bine care, la care gândim noi, dacă mi-ar spune Dumnezeu, dacă m-ar face să înțeleg, dacă aș auzi o voce, dacă m-ar conduce Dumnezeu, noi zicem că ar fi bine, ar fi foarte rău. Dumnezeu nu a ales lucrul acesta. Dumnezeu a ales împreună lucrare cu noi și a zis: Hai să judecăm împreună. Păi, da, tu ce mai. Că judece împreună cu mine? Da. Uite, de aceea el s-a întrupat ca om. Hai să judecăm împreună, Isaia, capitolul 1. Să judecăm împreună, să înțelegem situația împreună. Hai să legăm cauza și efectul, perspectiva. Hai să gândim. Și deodată ne pomenim că prin harul bunului Dumnezeu s-a făcut lumină în sat la noi, în minte, Doamne, vorba lui Asafti. Eram un dobitoc când gândeam așa și eram fără minte. Da? Nu, nu. Cum am putut să, să, să te privesc cu acești ochi? Eu pe tine, Doamne, spune asta în salmul lui. Taina pe care a păstrat-o Dumnezeu față de Iacov și care le păstrează și față de noi și neînțelesurile și absurdurile. Ce să mai vorbim cu Paul Sartre și el ne spune, absurd, tot ar... ai dreptate, nu trebuie aruncat omul ăsta pentru că a spus absurd, trebuie aruncată ideea lui că totul este absurd. Nu, dar nu e singurul, și Solomon a avut ideea aceasta și totul e deșert, nu, ciune, ce vorbești, domne? totul e deșertă, nu se poate așa ceva. Cu ochii duhovnicești și cu ochii aceștia unși de Duhul Sfânt, vom vedea și deșertăciunea, dar vom vedea și raționalul, și înțelesul, și rostul lucrurilor, mai ales de la capătul celălalt, despre care îi vorbea Iisus lui Petru. De la capătul ăsta tu nu vezi ce faci și nu înțelegi, dar de la capătul celălalt vei pricepe. Nu rămân dator la tine și Domnul nu rămâne dator la nimeni dintre noi cu privire la iluminarea minții și înțelesul rostului lucrurilor. Multe lucruri pe care le-am considerat steme au fost binecuvântări deghizate, așa cum zic americanii, blessings in disguise. Așa au fost lucrurile acestea. Multe lucruri pe care le-am crezut mari binecuvântări, mari succese, mari realizări. Uh, am zis după ele vorba împăratului ăsta din Europa, încă o victorie ca asta și sunt pierdut complet. Uh, trebuie să învățăm lucrul acesta de a umbla cu Dumnezeu și de a lăsa loc tainei. Aceasta spunea Moise, zice, vreți să ascultați de Dumnezeu? Spunea, întreba Moise pe Israel, vreți să ascultați de Dumnezeu? Vreți să împliniți? voia lui Dumnezeu spre fericirea voastră și a copiilor voștri, vreți? Și au zis, da, vrem, vom face tot ce a zis. Uite, uite ce aveți de făcut, a zis Moise în Deuteronom 29-29. Domnul, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Cele nedescoperite sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. Ca să putem împlini toate cuvintele lui Dumnezeu și, și voia lui Dumnezeu în viață și să fim fericiți, trebuie să facem distinția aceasta neapărat. Sunt lucruri descoperite care sunt ale noastre, ne bucurăm de ele și sunt altele care nu ne sunt descoperite, ele rămân în custodia lui Dumnezeu. Nu te bucuri că știi că sunt într-un așa seif serios. Păi da, domnule, dar cum îți explici cu Da, am o explicație nemaipomenită. Păi spune -mă... nu, e la Dumnezeu explicația. Când o să o primesc și eu, voi veni cu ea. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi am de plină încredere la faptul că El păstrează taina acestor lucruri. La venirea mea în Statele Unite, când am depus cerere la ambasadă, mi s-a adresat o întrebare serioasă, inspirată dintr-un raport primit acolo la ambasadă. Și atunci consulul m-a întrebat, ai carte de muncă în domeniul bisericii, în domeniul eclesiastic? Și zic, da, am carte de muncă. Și dânsul mă întreabă, pot să o văd? Și am spus, nu pot să o vezi. Și a spus, de ce? Zic, este la Dumnezeu e în taina lui, nici eu nu știu pe lângă câtă lume am trecut în viață sau ce, dar este păstrat acolo. Și din sume a spus, vrei să spui că ai lucrat ca voluntar? Și zic, da, așa am lucrat. De la 17 ani, a doua zi după ce am venit la credința în Domnul Hristos, a doua zi am început să lucrez. Până în această zi și până când Bunul Dumnezeu a însemnat locul. Iubiții mei, trăim într-o generație care are obsesia controlului și am văzut fete care sunt prietene cu băieți și verifică din minut în minut unde este și uh, am pățit-o și cu nepotul meu zilele trecute, el are șase ani, dar uh, m-a sunat dimineața foarte aspru la hotelul unde eram cu soția și cu cuvinte tari mi-a spus unde ești și i-am spus, uh, zic, sunt pe drum, de sunt, I'm on the way, sunt pe drum, sunt pe cale. Și el îmi răspunde înapoi și mai serios, nu, nu ești pe drum, te am verificat locația ta și ești în clădire, nu ești pe drum. M-a verificat cu telefonul, cu... eu nu știu, dar o să mă învețe. El, copilul, a devenit părintele omului. Și i-am răspuns, zic, uite, așa se zice în România, când dai comandă, zice, e pe drum, gata, vine, asta înseamnă. Și uh, n-a fost convins el. Dar trăim într-o generație cu obsesia și cu mijloace de control. Extraordinare. Uh, lucrul acesta... Este bun și rău ca orice altceva. Problema este că spectrul sau proiecția acestei, acestui flagel al controlului în care trăim noi în generația aceasta se proiectează pe echipul lui Dumnezeu și dorind să știm ceea ce nu ne-a fost descoperit arată în noi această tendință de a controla și pe Dumnezeu, de a ști tainele. Nu-i dăm dreptul să aibă taine, vreau să știu despre ce este vorba. Aceasta înseamnă idolatrizarea rațiunii noastre, nu? Gândirea mea trebuie să știe, vreau să am explicația acestui lucru. A urma pe Dumnezeu și a crede în Dumnezeu, Înseamnă lumină, înseamnă înțelegere în primul rând, înțelegeți voi ce v-am făcut, judecați voi, este clar lucrul acesta, dar include și taină. Include claritate, dar include și absurdul lui Sartre și lucrurile acestea pe care le întâlnim și le trăim în viața noastră în fiecare zi, în loc de a ruina credința noastră, ar avea menirea să o zidească, să o plădească. Mă încred și mai mult în tine, Doamne, nu pentru că înțeleg ce se întâmplă, ci pentru că te iubești și am deplină încredere în tine. Tu nu vei dezonora vreodată numele tău și cuvântul tău cu nimic care se întâmplă astăzi și niciuna din temerile mele cu privire la tine nu va fi vreodată justificată. Noi, de îndată ce ne lovim de zidul acesta al tainei și al neînțelesului în materie, imediat începem să lucrăm cu rațiunea noastră, să încercăm să aflăm pe căi întunecoase, să proiectăm, să construim mental, să imaginăm, dacă nu avem Revelație, avem imaginație și atunci ajungem, fără să ne dăm seama, sub influența minții noastre, care poate fi binecuvântată sau blestemată. Așa cum spune Sfânta Scriptură. Legăturile de familie și legăturile de prietenie prevăd acest capitol. Soția ta sau soțul tău are dreptul la intimitate cu Dumnezeu. Și tu și el. Copiii, părinții, la fel. Nimeni n-ar trebui să spargă ușa sufletului cuiva dacă nu se deschide această ușă. Ați observat că Isus stă și bate, dar nu sparge ușa, ci așteaptă. Adică în momentul în care se deschide. La fel ar trebui și noi în relația noastră cu Dumnezeu. În Roman, capitolul 1, ni se spune că există o limită în cunoaștere. Ce se poate cunoaște? Și noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu liber și liniștit. Doamne, nu-mi da ce nu se poate cunoaște dăm numai ce pot să cunosc. nu îmi da bogăție prea multă în cunoștințe, spre exemplu, ca să ajung să mă cred Dumnezeu, să mă îngânf. Nu mă lăsa nici sărac să ajung să fur după alții, din teze, din predici, după undeva, din sărăcie aceasta, să fur, să copiez sau să... Nu face lucrul acesta cu mine. Împăzește-mă de această îngânfare a sufletului care ar vrea să controleze chiar și pe Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 28, acolo unde uh, avem această ilustrație a demonicului, ce înseamnă demonic. Fiul omului, versetul 2. Fiul omului spune voievodului tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șet pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, Măcar că nu ești decât un om, asta i-a spus sofarul lui Iov, nu, nu încerca să stai pe scaunul lui Dumnezeu. Măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Te crezi mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu e ascunsă de tine. Rabinul știe să răspundă la orice întrebare, sunt oameni care au imediat un răspuns la orice întrebare. Rar vei auzi la faptul, dom'le, este o taină, o lasă mut, nu pot să spun niciun cuvânt într-un astfel de, de domeniu. Nici o taină nu e ascunsă de. Tine, prin înțelepciunea ta, prin priceperea ta, ți-ai făcut acest nume și această reputație. Ce contrast violent între această predare, această ilustrație a demonicului și credința lui Isus? Există o serioasă dezbatere între dumnealor care investesc timpul vieții în așa ceva, dacă Isus a mla prin credință sau nu. Păi Sfânta Scriptură spune absolut sigur că el a fost ca și noi. Și el este foarte, foarte frumos. Găsim aici în, în capitolul 12, în care Sfânta Scriptură îl descrie pe Mântuitorul nostru ca fiind începătorul credinței noastre și desăvârșitorul credinței noastre. M-am dus iară după cuvinte până la izvor să văd de unde vine și cuvântul acesta, căpetenia, și de căpetenia sau și desăvârșirea credinței noastre cum găsim noi tradus în românește cuvântul acesta este înseamnă originator, înseamnă autor, înseamnă fondator, înseamnă prințul credinței noastre, conducătorul nostru în credință, prin exemplu, nu prin printr-un cuvânt. Aceste, acestea sunt sensurile. El este începătorul și el este și desăvârșitorul credinței noastre al încrederii în Dumnezeu. El nu a umblat pe baza unor lucruri pe care le avea cum se joacă, cum am auzit că la poker ascund o carte și așa mai departe, sau au informații despre cel din față, camere puse pe undeva, văd de ce cărți are celălalt, mijloace din acestea demonice. Iisus n-a umblat cu, așa pe, cu astfel de lucruri pe pământ. El a avut de la Dumnezeu în umblarea lui, în întruparea lui, a avut de la Dumnezeu cunoștința de care a avut nevoie, cât a avut nevoie, când a avut nevoie. Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Aceasta era încrederea lui desăvârșită în Tatăl. De aceea, Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, ne spune nouă că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. Dar teologii s-au speriat de credința lui Isus. Cum credința lui Isus schimbă toată planeta? Așa este, așa trebuie să fie. Credința lui Isus, atunci ei au tradus nu pot să înțeleg cum aceasta, dar ei au tradus credința în Isus. Nu era vorba de credința lui Isus. M-am dus după cuvântul acela și este un masculin genitiv neposesiv. Deci, cum, cum, spunem noi, al lui cutare, al ei, al lui, al ei este un, un, posesiv. Cuvântul așa arată. Nu, nu sunt lingvist, dar. Traducerea, traducerea King James, așa, așa a adus credința lui Isus. Și credința lui a fost de așa natură încât nu a fost o luptă cu îndoiala sau cu nesiguranța, nu. așa cum adesea suntem noi, ce a fost o luptă cu păstrarea permanentă a certitudinii cu privire la Tatăl. Noi suntem aceia care am primit de la El, păzesc păruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus despre Tatăl mărturia aceasta. Eu am venit să mărturisesc despre adevăr, aceasta e mărturia despre care vorbește Sfânta Scriptură. Acest lucru este așa de, de puternic exprimat în Epistola către Evrei și aici avem la versetul 13 în același capitol. Domnul însuși spune: lui nu este rușine să ne numească frați și să călcăm pe urmele încrederii lui în Dumnezeu. Și El spune voi vesti numele tău fraților mei. Acesta este primul cuvânt. Îți voi cânta laudă în mijlocul adunării. Acesta e al doilea și al treilea, Eu îmi voi pune încrederea în El. Credința este această, încredere deplină în Dumnezeu. Acum noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul necredinței, neîncrederii în Dumnezeu, care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la felul cum Isus a încrezut în Tatăl, la felul cum El a pășit în viața aceasta, cum a relaționat cu lumina, cu descoperirea permanent, permanent legat de Tatăl. Să ne uităm țintă la începătorul și desăvârșitorul credinței noastre și pentru, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Acesta este îndemnul pe care ni l dă cuvântul lui Dumnezeu și ne îndeamnă să luptăm cu această tendință a noastră. De a ni se slăbi mâinile, de a slăbi în credință, de a ne întoarce înapoi pe baza necunoscutului tainei care se ascunde, ne îndeamnă, luptați până la sânge împotriva acestei înclinații a sufletului nostru și nu vă abateți, nu vă luați niciodată ochii de la Dumnezeu, uitați-vă țintă. Aceasta ne este chemarea Doamne și fără puterea ta, niciodată nu s-ar împlini viața noastră de a prin tine. Noi vom fi mai mult decât biruitori. Îți mulțumim, Doamne, pentru tainele legate de viața noastră pe care le păstrezi Tu. Fiecare să rămână pentru totdeauna în păstrarea Ta, Doamne, căci Tu ai dovedit dragostea Ta față de noi. Atunci când la Golgota, Fiul Tău iubit a spus, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Amin.